Era în tractor, domnul? Da, era în tractor. S-a răsturnat peste dâns și am spus să vinim în jos să-l aduce, să nu cumva să pățească ceva. Da, a ieșit domnul singur de sub tractor. Poți să poate merge. Dacă nu reușesc să rup, ca cu mașina, cum nu poți? Dacă îi pune aripi elice. Bine, vreo pare că nu poți. Bine, roagă. Și că vreau să rup un băiatul ăla să-mi dea camera. Bine, casă. Și am auzit că e singurul pătru, deja ne-am știut, m-am zis strigând și când i-am zis era ieșit, zis, pari, paia, știi. M-am ce legine pe merintul mult? Nimic, are, știți, dar nu. Și unde vă e lovit, la picioare, nu la abdomen, nu? Nu știm, nu știm. Dar a putut să omble pe picioarele da, lui? Da. Și l-ați adus cu ăsta? Cu ăsta, ca să nu fie probleme. După alea ne era acolo? Da.
pacientul a fost adus de către aparținător din pădure, conștient cu un traumatism toracic inferior și un traumatism abdominal, cu traumatism de coloană lombară, urmând a fost adus la spitalul din Dej, urmând a fi investigat pentru intervenții medicale ulterioare.